seara, da, foarte nerăbdătoare. Suntem aici, sunt cu fica mea, cu Meira, îi așteptăm și pe ceilalți membri ai familiei și abia așteptăm să vedem filmul. Dar trailerul l-ați văzut? Nu, n-am văzut nimic. Îmi plac surprizele. Bine și Radu? Lucrezi în presă? V-a povestit ceva din cea dată acolo, din interviu? Nu. Am văzut acum un pic pe ecrane ceva din interviu. Cum ați trăit calificarea? La maxim, cu bucurie și cu emoție. Dar am crezut până la sfârșit, așa cum au crezut și băieții. Cât de important e un astfel de film pentru fani? Cred că e foarte important. Este momentul în care fanii îi pot descoperi pe sportivi așa cum sunt ei, în vestiar, în comunitate, pe teren, în afara terenului. Cred că e foarte important. Dar atunci ce spune? A apucat să vadă ceva din film sau vă pune să îi povestiți? Nu cred că are timp acum de film, dar o să-i povestim cu mare emoție după film, probabil. Concediu la vară în Germania, nu? Da, pe 14 am ambalat mașinile și am plecat. V-ați luat și biletul de întoarcere? Sau încă? Nu. Desperați la o ieșire din grupe. Sperăm să terminăm cu bine grupele și să mergem mai departe. Vorbesc ca și cum aș, dar chiar sperăm ca naționala asta să treacă de grupe și să ne facă bucuroși pe toți. Dar simțiți tot entuziasmul ăsta al suporterilor, al tuturor, al familiei, prietenilor? Îl simțim cu toții. Am fost la toate meciurile și am simțit toată vibrația și toată emoția și toată energia pe care o transmită fanii. Și le mulțumim, adică eu personal le mulțumesc. Așteptări mari și de la Radu, are toată lumea și voastră ca mamă și mai și, nu? Simțiți presiunea asta așa care se pune? Ne-am adaptat. N-a fost ușor. Cu siguranță toată lumea mă întreabă ce se întâmplă când o să joace. Eu spun și mențin în continuare afirmația că este acolo unde și-a dorit. Va munci și mai mult pentru a-și câștiga locul. Își trăiește un vis și pentru asta sunt super mulțumită. Ce ați simțit ca mamă? Că Radu nu a fost dat ca exemplu. Iată că și un român poate ajunge Premier League, fotbalul de clasă. Ce ați simțit ca mamă? Că vedeați că Radu e exemplu la... Sunt foarte mândră, însă oriunde am fost, am mai fost în mijlocul copilor și le-am transmis că educația este extrem de importantă. Sigur, sportul îți conferă o mulțime de avantaje, dar fără educație nu ai cum să faci pașii firești ai performanței. Simțiți că încrederea este locul de mare? Absolut, da. Este printre cei mai buni și asta nu poate să-l facă decât și mai mult. Când urmează să plecați la un meci? Chiar luni am să plec și ce ghinion o să văd un meci mare. Super! Cu mare drag!